Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu, din Farmacia Naturii. Ierburile sfinte ale românilor, tămâia leac pentru trup și suflet. Din cele mai vechi timpuri, strămoșii noștri au considerat sfinte anumite plante pe care le utilizau în ritualuri magice, dar și în tratarea anumitor afecțiuni. Încă de pe vremea getodacilor, multe plante care creșteau pe teritoriul României erau cunoscute și întrebuințate ca ierburi de leac. Multe dintre aceste buruieni sunt considerate sfinte, protectoare, dar erau folosite și în descântece și ritualuri magice. Azi la sate sunt recunoscute pentru virtuțile lor terapeutice naturale, fiind întrebuințate ca remedii după aceleași rețete de sute de ani. Țăranii știu cum să le culeagă, să le usuce și să le folosească atunci când e nevoie. Iată câteva buruieni de leac din flora noastră cuprinse în Enciclopedia de Medicină Românească Tradițională. Mătrăguna, leac pentru umflături. Mătrăguna sau Doamna Codrului, Doamna Mare, iarba codrului, împărăteasa buruienilor, a primit o atenție specială în medicina populară din Munții Carpați. Toate părțile plantei, mai ales rădăcina, frunzele și fructele, au un conținut bogat în alcaloizi, atropină, beladonină, hioșiamină, scopolamină, cu puternică acțiune asupra sistemului nervos. În cantități mari, însă, este mortală. O foloseau și fetele de măritat, care cântau așa: mătrăgună, doamnă bună, mărită-mă în astă lună. Mircea Eliade consideră că rădăcina de mătrăgună poate într-adevăr avea o influență directă asupra forțelor vitale ale omului sau ale naturii. Ea are puterea să mărite fetele, să poarte noroc în dragoste și fecunditate în căsnicie. În scopuri medicinal, mătrăguna se punea pe umflături. Cei cu friguri și-o legau la cap, pe frunte. Cu frunze aprinse se trata tusea, iar rădăcina plămădită, macerată, se folosea contra reumatismului. Cu mătrăguna mică, numită și mutulică, se spune că mulți s-au vindecat de durerile reumatice la șolduri. Elixirul haiducului Pintea, floarea de ferigă sau iarba șarpelui, înflorește doar în noaptea de sânziene între ceasurile 10 și 12 și ține până la cântatul cocoșului. Unii cred că ar fi doar o legendă, deoarece puțini au reușit să o culeagă. Terapeutic, feriga era pusă în scăldătorile oamenilor bolnăvicioși. Fiartă este bună în oblojeli, comprese, în pachetări, contra durerilor de piept. Pentru însănătoșirea copiilor rachitici sau care urinează noaptea în pat, se confecționează saltele și pernuță umplute cu ferigă culeasă în iunie și iulie. Tot din frunze de ferigă se fac băi timp de 3 zile la rând pentru copiii care nu umblă pe picioare. Administrată intern, rădăcina de ferigă este unul dintre cei mai puternici vermifugi. Îndeoseb contra teniei, însă în doză prea mare poate fi mortală. Decoctul din rizom se bea în loc de apă împotriva astmului. Angelica este o plantă elixir, ea menține tinerețea și sănătatea. Se spune că haiducul Pintea purta într-a esta sa de piele o sticlă de palincă în care se aflau rădăcini de angelică. Viteazul credea că acea băutură plăcută la gust dă omului nu numai putere, dar îl apără de multe boli periculoase. Măselarița pentru măsele. Amintit deseori în cântecele populare, leușteanul este cea mai însemnată plantă din grădina de legume. Se spune că dacă ți se fură leuștean din grădină, ți se vor usca toate verdețurile. Are multe întrebuințări în medicina populară. În bolile de gât se ia o tijă de leuștean folosindu-se ca pai la băutul laptelui cald îndulcit cu miere. Țăranul, atunci când îl doare capul, pune leuștean pisat la tălpi. Oțetul în care a stat la macerat leușteanul este recomandat pentru frecții. Se mai folosește împotriva umflăturilor, a tifosului și febrei tifoide, ca diuretic și expectorant, cât și pentru stomac, readuce la normal tonusul intestinal, înlăturând atoniile, spasmele, gazele. Ca diuretic, dezintoxică organismul, descongestionează ficatul și rinichii, reglează funcțiile uterului. Semințele de măselariță sunt întrebuințate la sate contra durerii de măsele. Se pune la foc o oală nouă smălțuită cu apă neîncepută, se ia o strachină tot nouă și se pune cu gura în jos peste jaratricul în care s-a presărat o mână de semințe de măselariță. Când strachina e fierbinte și apa din oală clocotește, bolnavul își pune în cap un pled și se așează deasupra strachinii ca să inhaleze aburi. Amigdalele dau înapoi cu floare de soc.
Socul nu e bine să fie mutat, căci acela care îl sapă se va îmbolnăvi. Lemnul de soc nu se pune pe foc, fiindcă acest gest atrage dureri de măsele. Floarea de soc se întrebuințează în medicina tradițională împotriva tusei, a enfizemului pulmonar, se bea ca infuzie, răgușelii, se face o fiertură din flori de soc și mușețel, care se bea seara la culcare, învelind bine bolnavul să transpire, și a vărsatului de vânt, varicela. Amigdalita se tratează tot cu flori de soc, se încinge floarea bine și se pune călduță la amigdale. În unele părți, româncele amestecă floarea de soc cu tărâțe de grâu, o încălzesc bine și o pun la amigdale, care dau înapoi și în scurt timp se vindecă. Cataplasmele cu flori proaspete opărite au și rol calmant și antiinflamator în abcese și furuncule. Ceaiul de flori de soc mărește cantitatea de lapte la femeile care alăptează. Usturoiul era folosit la diferite leacuri de scântece și vrăji, în special pentru salvarea oamenilor pociți și pentru alungarea spiritelor necurate. Usturoiul de vară însă este mai bun ca leac, fiind recunoscut ca antibiotic natural, antioxidant, vermifug. Tătăneasa, leacul scrântelii. Tătăneasa are rădăcini cu valoare terapeutică, fiind folosită în bronșite, tuse, ulcer stomacal, în stoparea cancerului. Tătăneasa cu floare galbenă roșii este remediu hernic și scrântirea membrelor. Fiartă în lapte și făcută turtă, este bună de pus la gâlci, amigdale. Pusă pe stomac, lecuiește durerile, fiind bună și pentru durerea de pântece la vite. Pentru vătămătură se ia o bucățică de rădăcină, se curăță bine și se pune într-o sticlă cu rachiu închisă bine să nu răsufle. Se mărunțește o altă rădăcină împreună cu o ceapă, se amestecă cu un ou și cu tărâță de grâu, apoi se pune într-o tigaie la foc. După ce s-au încins, vine se face o turtă. Din tot amestecul se pune pe un petec de pânză cu care se face o legătură la locul dureros. După ce i s-a pus legătura, bolnavul trebuie să bea din rachiul preparat în fiecare zi de 3 ori câte un păhărel. Scrântiturile și fracturile se vindecă cel mai bine cu tătăneasă. Se spală rădăcina, se taie în bucățele mici, se pune într-o oală cu apă și se fierbe până scade la jumătate. Se amestecă apoi cu făină de or, se întinde pe un petic de pânză care să cuprinde toată fractura, se stropește cu spir și se leagă. După ce se pun lopățele de lemn și se trag oasele la loc. Legătura se ține 2 zile udându-se cu spirt sau rachiu. Zâna florilor vindecă erupțiile. Busuiocul sau buruiana dragostei era folosit în descântecele de dragoste, dar și în împodobirea altarelor și icoanelor. Unele femei, atunci când scaldă copiii, pun în scaldătoare și câteva rămurele de busuioc pentru sănătatea pruncilor. În scop medicinal, busuiocul se pune la tăieturi și la bubei, iar în caz de inflamarea ganglionului limfatic, frunzele sale se pun în legături. Fumul rezultat din punerea plantei pe foc se trage în piept contra tusei și pe nas contra guturaiului. Cu tulpina aprinsă de busuioc se ard negi împotriva durerilor de cap, se face o legătură cu semințe de busuioc. O ceașcă de ceai de busuioc seara la culcare favorizează somnul. Avrameasca, numită și milostiva sau creștinească, face parte din categoria plantelor ce resping duhurile și strigoii. În Muntenia, în cazurile de psihoze depresive, se folosea avrameasca. Este o plantă cu proprietăți iritante și este considerată un vomitiv puternic periculos. Cu ea se afumau copiii ce se speriau în somn, epileptici, suferinții de psihoze depresive. Se spune că cicoarea a fost o zână frumoasă, zâna florilor. În sifilis a fost folosită sebasa cu care se ungeau erupțiile. În Carpații Apuseni se făceau cu cicoare scăldători și abureli celor răciți cu mai multe beteșuguri, iar în Vrancea, ca să fie plăcute, fetele se spălau cu floarea ei. Cânepa alungă junghiul. Sunt zienele sau drăgai, că apar des în creațiile folclorice românești, dar și în medicina tradițională. Roa de pe sânziene, culeasă în ziua de sânziene, se întrebuințează în bolile ochilor, iar planta întreagă se pune în baia copiilor de bil pentru a întrema. Zeama sânzienelor a fost folosită împotriva frigurilor. Macerată în rachiu, planta vindecă hernia, iar datorită proprietății sale de a închega laptele, se mai numește și închegătoare. Cânepa, cunoscută încă din vremea tracilor ca iarbă de leac și halucinogen în ritualurile religioase, a fost cultivată și ca fibră textilă. Cataplasma din inflorescențe de cânepă era socotită de strămoșii noștri drept cel mai eficient mijloc pentru vindecarea rănilor și arsurilor. Împotriva durerilor de urechi se pun într-o oală nouă cărbune aprins și semințe de cânepă,
Bolnavul, ținându-și urechea deasupra oalei, se o pătrundă fumul. Femeile mai beau câte o ceașcă de infuzie din semințe de cânepă atunci când nășteau. Împotriva durerilor, o altă boală vindecabilă cu ajutorul cânepii este junghiul. Pentru a afla partea corpului unde s-a localizat junghiul, bătrânele de la sate puneau bolnavul cu fața în sus în pielea goală, spărgeau un ou căruia îi scoteau gălbenușul și îl purtau pe tot trupul bolnavului. În locul unde se spărgea gălbenușul, acolo era junghiul. Pe gălbenușul spart puneau funingine, tămâie și sare, iar deasupra acestora crâți de cânepă formând un fel de legătură. Iarba fiarelor există. În afară de apa vie care izvorăște din munții care se bat în capete, credințele populare vorbesc despre o buruiană a vieții cu care se pot învia animalele care au murit, pe care însă nu o recunosc decât șerpii. Mai există și o iarba fiarelor, care odată încrustată sub pielea palmei, face ca acel om să nu poată fi încătușat niciodată, să fie apărat de arme, ba chiar să deschidă orice încuietoare. Etnobotanica a identificat această plantă legendară cu Sinancum vigentoxicum, o plantă otrăvitoare folosită în medicina populară împotriva durerilor de picioare. Rădăcina plantei este folosită cu precauție ca expectorant, depurativ, diuretic, vermifug, iar în doze mari ca vomitiv. Ca diuretic se folosește astfel. Se prepară un decoct din 10-15 grame de plantă la litru, se fierbe și se beau câte 2-3 cești de ceai pe zi. Ca macerat de 20-30 de grame, planta într-un litru de vin vindecă icterul, amenorea, tulburările sistemului limfatic, dar atenție, dozele prea mari sunt toxice. Tămâia, leac pentru trup și suflet. În medicina noastră tradițională, plantele considerate sfinte au fost dintotdeauna folosite și în tămăduirea unor afecțiuni. Puțin știu că Biblia face referire la multe remedii medicinale. Dintre ele, tămâia e considerată un dar regesc, care are o mare putere de vindecare și împiedică răspândirea molimelor. Dacă știm cum să o folosim în scop terapeutic, vom descoperi că tămâia rezolvă multe suferințe, de la cele trupești până la cele ale sufletului. O rășină cu puteri miraculoase. În cultul creștin, tămâia e întrebuințată încă din cele mai vechi timpuri, considerată o bună mireasmă, al cărei fum se ridică spre cer ca simbol al rugăciunilor noastre. De fapt, tămâia este sucul rășina unor arbuști exotici care, ajungând în contact cu aerul, se încheagă la fel ca rășina brazilor. Arbuștii din familia Burseracee cresc în India, China, Somalia, Etiopia și Egipt, prin crăpăturile stâncilor din munți și în vecinătatea mării. Din incizii longitudinale făcute în scoarța acestui mic arbust, se scurge un lichid lăptos. Acesta este colectat între sfârșitul lunii martie și începutul lui aprilie. Fiecare copac aduce, după vechime, grosime și starea lor, 3 până la 10 kg de tămâie. Un copac poate fi exploatat până la 4 ani, după care este necesară o pauză de mai mulți ani. Tămâia are diferite forme și culori după locurile și țările din care provine. Tămâia de Arabia, Egipt și Somalia e gălbuie și în formă de lacrimi. Cea de India este superioară, galbenă. În antichitate era una din cele mai prețioase mărfuri, valoarea sa fiind apropiată de cea a aurului. Tămâia intră ca ingredient la prepararea sfântului și marelui mir. Azi se folosește pe scară largă tămâia sintetică. Dar în scop terapeutic se recomandă tămâia naturală. Atenție la tămâia contrafăcută din diferite rășini de braț sau molit, poate fi dăunătoare. Mijloc terapeutic în Europa și Asia. O substanță rășinoasă cu miros plăcut și aromatic dezvoltă bine această aromă abia la temperatura de 100 de grade Celsius, când se înmoaie fără a se topi. Are acțiune farmacoterapeutică, antiinflamatoare, antiseptică, astringentă, carminativă și cicatrizantă, diuretică, expectorantă, sedativă. Știința contemporană nu poate explica, de pildă, efectele excepționale ale fumigaților cu tămâie în tratarea epilepsiei, a tulburărilor senzitive sau a psihozelor grave, dar există numeroase consemnări ale efectelor extraordinare ale acestui procedeu. În lumea arabă, tămâia se dizolvă în apă și se bea pentru dureri de stomac. Pentru infecții ale căilor respiratorii, o aprind pe cărbuni, inspirând mirosul. Tot în medicina orientală, boabele de tămâie de culoare gălbuie roșiatică sunt folosite ca fortifiant ale psihicului. În Europa, tămâia a fost folosită până la mijlocul secolului al XIX-lea la alinarea durerilor reumatice. Medicina modernă pare
a o redescoperi în terapia cancerului, dizenteriei și febrei. În medicina populară și în cea mănăstirească este un prețios leac magic, cu virtuți de protecție și de exorcizare. Se spune că o bucățică de tămâie sfințită, ținută la gât, apără de ochi, de blestem, de ispitele necuratului, de boli și de toate relele. Un parfum care vindecă. Cum folosim tămâia în scop terapeutic? În primul rând, ca fumigație. Tămâia are un rol important în aromaterapie, având un puternic efect de relaxare. Se spune că inhalarea fumului de tămâie ajută la limpezirea minții, substanța fiind folosită frecvent pentru rugăciuni și meditație. În acest scop se poate folosi și uleiul esențial de tămâie. Acesta are efecte favorabile în afecțiuni ale căilor respiratorii superioare, bronșite, laringite, tuse, fiind utilizat sub formă de inhalații, comprese sau în candelă. Este tonifiant pentru piele, având în același timp proprietăți antiinflamatoare și astringente. Inhalarea aburilor de tămâie este recomandată în anxietate, stres, stări tensionale. În stări de anxietate se face în dormitor o fumigație cu tămâie înainte de culcare. Somnul va fi foarte liniștitor. Tămâia sub formă de fumigație este adjuvant în psihozele și nevrozele grave. De asemenea, masajul cu ulei esențial de tămâie pe față și pe gât are un rol important pentru înfrumusețarea pielii, pentru tratarea acnei. Extractul de tămâie se folosește și în industria parfumurilor datorită calității sale de a se evapora încet. Leac pentru fumători. Sub formă de tinctură, tămâia e bună în laringită, tuse, răceală. Se iau zilnic 20-30 de picături de tinctură de tămâie diluate în jumătate de pahar de apă. Suplimentar se face gargară cu infuzie de tămâie care are puternice efecte antiinflamatoare și antiinfecțioase. În caz de nisip și pietre la rinichi, nefrite și infecții urinare, dimineața la orele 8 și la orele 11 se ia câte o linguriță de tinctură de tămâie diluată într-un pahar de apă plată sau de izvor. Tratamentul durează 2-3 săptămâni și se repetă de câte ori este necesar. Tămâia dezinfectează, cicatrizează și mărunțește pietrele de la rinichi. Tinctura se prepară prin combinarea 10 lingurițe de tămâie naturală cu un pahar de alcool de 90 de grade. Pentru inflamarea sânilor se pun pe zona afectată comprese cu infuzie de tămâie. Se țin vreme de 1-2 ore pe zi. Se pare că tămâia poate vindeca și de tabagism. Dr. Barbara Ritson susține că explicația faptului că majoritatea credincioșilor nu fumează se datorează inhalării de tămâie, care ar avea rolul de a reduce tentația. Ea a demonstrat că fumul de tămâie acționează inhibitor asupra receptorilor nicotinici din creier. Medicul american Ronald Boris Vickery, nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Medicină, a dovedit că inhalarea fumului de tămâie scade cu 60% necesitatea de nicotină a fumătorilor. Se pare că inhalarea fumului de tămâie de 2-3 ori pe săptămână, vreme de 2-3 minute, e suficientă pentru a scăpa de acest viciu. Tămâia topește pietrele de la rinichi. Tămâia sub formă de tablete care se sug ajută la inflamațiile cronice ale gâtului. Specialiștii în medicină și farmaceutică caută de mult timp un înlocuitor pentru cortizon care este folosit în aceste inflamații cronice. Se pare că tămâia este un leac foarte eficient. Pietrele la rinichi pot fi eliminate cu bobițe mici de tămâie și ulei de măsline. Este un leac vechi care dă mereu rezultate bune. Tratamentul se ține 23 de zile. În prima zi se începe cu un bob de tămâie învelit în miez de pâine, care se înghite cu o linguriță de ulei de măsline. A doua zi se iau două boabe și tot așa până la 12 bobițe, cantitatea de ulei rămânând aceeași. În a 13-a zi, numărul bobițelor scade. Este bine să înghițim tămâia fără a o ține în gură, deoarece dacă atinge dinții, atacă smalțul. Pentru a nu apărea accidente din cauza contrafacerilor, nu va fi folosită intern decât tămâia procurată din magazinele și farmaciile naturiste, pe ambalajul căreia se menționează explicit că poate fi administrată pe cale orală. Smirna, aroma cu efect de medicament. Smirna este și un ingredient sfânt cu puteri medicinale. Are acțiune antiinflamatoare a căilor respiratorii. Este întrebuințată și ca antioxidant, antiseptic, astringent, carminativ, deodorant, sedativ și expectorant. Smirna ajută la curățarea rănilor și tratarea răcelilor.
și a infecțiilor fungice, până la apariția morfinei și altor calmante de acest gen, smirna era cel mai utilizat analgezic. În prezent găsim această rășină în componența unor paste de dinți și a unguentelor pentru tratarea problemelor dermatologice. Uleiul esențial de smirnă are efect puternic de relaxare asupra corpului, dar poate fi folosit cu succes și în tratarea multor probleme ale pielii, eczeme, dermatite sau chiar rănișoare, precum și pentru îndepărtarea infecțiilor fungice. Pentru indigestie și balonare se iau 2-3 lingurițe de infuzie cu un sfert de oră înainte de a mânca și la câteva minute după ce am mâncat. Acest preparat are efecte stimulatoare puternice asupra digestiei pe care o normalizează. Pentru mâini și picioare rese vor face fricționări energice ale mâinilor și picioarelor cu infuzie concentrată de smirnă obținută din 3-4 bobițe din această rășină la o jumătate de pahar de apă. Tinctura se prepară astfel. 10 grame de smirnă se lasă vreme de 7 zile să se dizolve în 100 de ml de alcool alimentar de 90 de grade într-un borcan închis ermetic. După trecerea acestui interval de timp, preparatul se poate utiliza administrându-se intern o linguriță diluată în jumătate de pahar de apă de 2-3 ori pe zi. Nu folosiți decât smirna din magazinele naturiste. Prieteni, atât pentru azi. Sunt Cristian Alexandrescu și vă doresc multă sănătate. Pe curând!